Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Pătrui principiului că orice devine comestibil dacă îl faci înghețată la cornet, care nu știu dacă este chiar general valabil, dar îmi place cum sună. Deci, potrivit acestui principiu pe care tocmai l-am inventat eu, în Statele Unite tocmai a fost lansată înghețata mac and cheese. Înghețata mac and cheese. Mac and cheese e un fel de mâncare preferat al domnului Zafiu. Da. Macaroane cu brânză. Macaroane cu brânză. Nu, ăla e mac and telemea. Noi avem în România tradițional mac and telemea plus zahăr. Te rog frumos, am făcut mac and cheese. Da, dar mac and cheese e, știm prea bine, cu sos de brânză. Este o chestie îngrozitoare, eu nu pot să mănânc așa ceva. E cu sos de cedar de obicei, sau gouda sau astea, și am cu pus vreo patru feluri de brânză. Este ceva imposibil. Poate ai pus și lapte? Și se dă la cuptor, nu mai știu. Și se dă la copii. Ce deci, se dă la copii, da. Mac and cheese. Cuptor. La copii. Și la cuptor și la copii. Așa, am auzit, da, în prima, Luca, bea o cafea. Sfârșitul lumii e aproape, au constatat unii clienți, deoarece, cum să spun, mac and cheese s-a făcut pastă și s-a turnat la cornet de înghețată, cum se toarnă în mașină, sau cum sunt alea cu cupe. Da. Nu cred asta, au făcut înghețată din, da, mac and cheese? Da, este cremoasă, citez, cremoasă, brânzoasă, untoasă și caldă. Grețoasă. Și cum grețoasă. Caldă? Caldă, mă. Caldă. Deci se pune într-un cornet de înghețată, deci tehnic e o înghețată caldă. E ca brownie? Deci, e combinația aia sau cum? Nu-mi dau seama, că sper că nu. Am văzut doar fotografii și am văzut aceste interpretări. Altcineva spunea că este rece, deci poate că se vinde caldă, dar în timp se răcește. Că dacă nu m-au montat ambele unități... Deci, practic, e... Atunci, e tava aia de mac and cheese și o bagi la un malaxor. Da. Sau la un blender acasă. Deci, da, dacă vreți să faceți, prieteni, găsiți rețetă de mac and cheese, da, o băgați la blender, o faceți pastă, ca și cum ați primestecat. Și, pe urmă, poți să faci cu ea diverse, da. Doamne ferește. O pui în cornet, o pui în... Da. Dar am văzut că lumea e raznă. Acum sunt tot felul de soiuri de astea de înghețată, de gusturi, de arome, de... Da, ce, eu voi n-ați mâncat astea mai deosebite? Eu am mâncat, da, am mâncat. E un producător de înghețată mai degrabă artizanal. E așa, un tom pe care l-am întâlnit. Acum, dacă am ajuns aici, trebuie să vă povestim. Există o înghețată, nu o să-i spun numele ca să nu fac reclamă, dar există în București câteva locuri în care se vinde o înghețată oarecum neconvențională, combinații de-astea, gen lămâie cu ghimbir, uh-huh, sau înghețată de vanilie cu busuioc. Am încercat, dar sunt combinate bine. Da, adică cineva chiar s-a chinuit să facă lucrurile alea. Super interesante, super interesante. Și în urmă, foarte mișto. Nu prea găsește multe locuri, în fine. Și în urmă, cu câțiva ani, eram în vacanță, am plecat cu mașina prin Europa. Pe vremea când încă se mai putea merge așa cu mașina prin, uh-huh, Europa, și eram în Budapesta. Un oraș foarte frumos, uh-huh, ne-a plăcut foarte mult și la un moment dat, în centru, pe acolo, pe, cum îi spune, ulița aia centrală, pietonală, uh-huh, vedem acest magazin de înghețată, această înghețăsătărie. Hai să luăm o înghețată. Intrăm acolo și vorbeam, eu cu Ione, evident, ce bună e înghețata de aici, nu știu ce. Și am un tip în șlapi, un tip desculț, literalmente desculț, ne aude și zice cu un accent străin. Zice, v-a place? Da, zic, ne place foarte mult. Zice, eu o fac. Place. Eu fac înghețata asta. Și m-am uitat la el așa. Locul e așa un pic mai aranjățel, adică vânzătoarele erau bine îmbrăcate, e chiar în centru, e mișto. Și ăsta era unul șlap și într-un short. Și în gândul meu zic, acum o să-mi ceară 10 euro, să ajungă până la prima benzinărie sau ceva, ăsta e scroc. Dar, într-adevăr, el era patronul. Și are afaceri și în România. Ți-a arătat actele cu cei dat seama. Nu, m-am întâlnit după aceea cu el în București. A, ok. E în numele lui, pe firma respectivă, și este un tip foarte mișto. Poate e o coincidență. Ne-am îndepărtat puțin de la subiect. Așa. Eu am mâncat înghețată de ceai verde cu wasabi. Da. În Asia. Interesant. Ăștia au asiatici, au o dambla cu ceaiul verde. Da, dar știi că wasabi ăla nu este wasabi, da? Dar ce este? Este hrean. Wasabi este foarte scump și nu-și permit decât hiperbogații japonezi. Acum nu știu dacă e... Așa este, da. Hai mă, el acum știa că a mâncat cu wasabi, e stricat toată șmecheria. Prin Asia, prea acolo își permit să facă fente de-astea, că ei... Așa este. Iau ăia la karate. Nu iau la nicio karate, așa e, peste toată lume, wasabi ăla, inclusiv în Japonia. Adică wasabi e o cultură, e foarte dificil de cultivat, wasabi, wasabi, okay, ăla adevăratul, și e și foarte scump. Dar nu contează, înghețata e bună. Da, a, da, fost interesant. Adică ceai verde cu ăla și nu era deloc dulce. Da. Bun, acum ca să închei cu mac and cheese, înghețata asta a fost lansată cu ocazia Zilei Naționale mac and cheese. Există ziua națională. Da, când e ziua națională? Când a fost lansată... Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.